Într-o zi din toamna trecută, m-am dus într-una din piețele Clujului să fac niște cumpărături. M-am oprit la o tarabă, am văzut marfa și am rugat-o pe doamna care era în spatele tarabei să-mi cântărească din marfa respectivă. În timp ce s-a -a întors să ia o plasă în care să pună marfa aceea, printre mesele acelea a apărut un frate de la o altă biserică. S-a apropiat de mine și a zis, pacea Domnului, fratele I-a spus, pace, frate. Am dat mâna cu el, am schimbat câte vorbe, câteva vorbe și a plecat. După ce a plecat el, Doamna s-a uitat la mine și a zis, sunteți cumva pocăit? Și am spus, da. Dar de care sunteți? Și am spus, de care sunt? Și atunci Doamna asta a zis către mine așa, auziți, veniți la noi, că la noi este adevărul. N-am lungit povestea, dar v-am spus întâmplarea aceasta pentru că fiecare denominație creștină, dacă nu fiecare creștin, are această pretenție că deține adevărul. Când spunem, când folosim sintagma asta, la noi este adevărul, frații mei, la ce oare ne gândim? Sau la ce ne referim? Ne referim la faptul că noi avem o abordare corectă a scripturilor înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu. Ceilalți nu îl înțeleg corect. S-ar putea să fie foarte multe aspecte din Scriptură pe care le înțelegem corect în cuvântul lui Dumnezeu. Și la teorie să fim foarte buni, nu e așa? Problema este, dragii mei, când spunem că la noi este adevărul. Nu numai cât de bine înțelegem Scripturile și cât adevăr avem în teorie, ci când spunem la noi este adevărul, ar trebui să putem spune, în viața noastră este adevărul. Amen. Credeți că asta vrea Dumnezeu de la noi? Amen. Și perioada aceasta, dragii mei, de post și de rugăciune, de apropiere de scriptură, este perioada în care încercăm să recuperăm din ceea ce am pierdut, din valorile pe care le-am pierdut, nu doar în teorie, nu doar în explicarea scripturilor, ci pe care le-am pierdut în viața noastră personală. Acolo se uită Dumnezeu după adevăr. Că degeaba zicem, Doamne, Doamne, dacă nu facem ceea ce ne cere Dumnezeu sau ne învață Dumnezeu, nu-i așa? În această dimineață, cuvântul Domnului din, din Evanghelia după Matei, capitolul 6, te vorbește despre niște lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că vrem să recuperăm disciplinele spirituale apostolice. Oare ce înseamnă disciplinele spirituale, frații mei? Înseamnă niște practici, niște obiceiuri bune, dacă vreți, obiceiuri spirituale, care consolidează relația noastră cu Dumnezeu și care ne fac să creștem din punct de vedere spiritual. Ori ați putea spune câteva din disciplinele astea spirituale? Până la aici, Cuvântul Domnului vorbește despre milostenie, despre rugăciune, despre post. În lista asta intră citirea scripturilor, intră meditarea la cuvântul lui Dumnezeu și multe altele. Ar putea să zică cineva de aici, bine frate, dar noi asta le practicăm. Dumneavoastră, cei de aici din sală, vă rugați, Domnului. Nu doar aici la biserică. Postiți? E post vremea asta, dragii mei. 40 de zile de post și rugăciune. Postim sau nu postim? Marea majoritate. Faceți milostenie, citiți din cuvântul lui Dumnezeu. E bine, s-ar putea să, să zică cineva, bine frate, dacă le facem, ce rost are să mai predicăm despre ele, să mai vorbim despre ele? Ei, frații mei, are rost. Pentru că e foarte important cum le facem lucrurile acestea. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să recuperăm acolo unde am pierdut din, din asta. Joi seara m-am întâlnit cu niște frați, sunt pe aici și în, seara, și în dimineața aceasta, și a bine, fraților, am început deja de o săptămână sau de câteva zile perioada asta de post și rugăciune de recuperat. Ați recuperat deja ceva? Suntem de o săptămână în această perioadă specială când vrem să recuperăm. Frații mei, am recuperat deja ceva sau n-am recuperat? Trece vremea, vorbim cine știe cum, trec 40 de zile și punct. Nu, nu, frații mei, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să recuperăm. Credința apostolică, unitatea apostolică, disciplinele spirituale apostolice și tot ceea ce vom învăța în perioada aceasta, Dumnezeu să ne ajute să le recuperăm. Că asta vrea Dumnezeu. Dragii mei, disciplinele spirituale, mai întâi de toate, trebuie incluse în programul personal. Spune aici Domnul Iisus Hristos, când faceți milostenie. Când vă rugați? Când postiți? Și vă întreb în această dimineață pe dumneavoastră: când vă rugați? Când postiți? Când citiți în Cuvântul lui Dumnezeu? Când meditați la Cuvântul lui Dumnezeu? Frații mei, aveți un răspuns la întrebarea asta. Așa, pe apucate? Așa, când avem chef? Sau poate cei mai mulți dintre, dintre, noi, dintre cei care suntem în locul acesta, începem să ne rugăm lui Dumnezeu și începem să postim în momente de criză, nu-i așa? Când dă necazul peste noi. Atunci ne rugăm ziua, atunci ne rugăm noaptea. Dar oare așa vrea Dumnezeu? Uite-vă, în Sfânta Scriptură sunt oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni speciale pentru că au trecut prin criză sau au postit înaintea lui Dumnezeu pentru că au trecut prin criză. Știți, spune Sfânta Scriptură că unul dintre copiii care s-au născut lui David s-a îmbolnăvit. Ce a făcut David în momentul acela? Frații mei, s-a așezat pe pământ și a refuzat să mănânce. A început să postească. Bine, David, dar de ce postești? Pentru că e vreme de criză și aștept ca Dumnezeu din cer să se uite la mine, la necazul meu, la criza mea și cumva Dumnezeu să vindece copilul ăsta. Sau Isaac, zice Sfânta Scriptură, a început să se roage lui Dumnezeu pentru că avea o altă criză în viață. Nevastă să nu putea să aibă copii. Și s-a rugat lui Dumnezeu pentru problema asta și Dumnezeu din cer l-a ascultat, i-a răspuns la rugăciunea asta. Dar când nu avem crize, situații speciale, necazuri, frații mei, ne mai rugăm lui Dumnezeu sau nu ne mai rugăm lui Dumnezeu? Mai postim sau nu mai postim? E nevoie de așa ceva sau nu e nevoie de așa ceva? Ce ziceți, frații mei? Sau așteptăm să tot vină vânturile, să bată furtunile, să se ridice valurile și atunci să strigăm din mijlocul disperării, învățătorule sau Dumnezeule, scapă-ne! Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, frații mei, la oamenii lui Dumnezeu, nu s-au rugat doar în criză. Nu doar când au avut probleme, necazuri. Oamenii ăștia au avut timp special cu Dumnezeu. Vă întreb în cartea profetului Daniel, atunci când... Împăratul dă decretul acela să nu se închine nimeni altui Dumnezeu decât împăratului timp de 30 de zile. Ce a făcut Daniel? Frații mei, ce a făcut Daniel? S-a dus acasă, a intrat în odaia lui, a deschis fiera asta spre Ierusalim și ce făcea? Se ruga lui Dumnezeu și lăuda pe Dumnezeu ca mai înainte. Nu? Înseamnă că el nu s-a rugat doar pentru că a venit criza. Că a dat împăratul un decret care interzice să te rogi lui Dumnezeu. El o făcea asta hăt de departe. Era o practică în viața lui. Avea un timp când se ruga lui Dumnezeu, când, se, când lăuda pe Dumnezeu, pus deoparte pentru asta. Nu? Psalmistul David zice în psalmul, 50, în psalmul 55, mi se pare, spune cam așa, seara, dimineața și la amiaz. Suspin și gem. Adică mă rog, și tu Dumnezeule, auzi gemetele mele. Seara, dimineața și la amiaz. Aveam un timp pus deoparte pentru asta înaintea lui Dumnezeu? Era inclus în programul lui, frații mei. David nu era un om care n-avea ce face cu timpul. Și pentru că n-avea ce face cu timpul, se retrăgea cine știe unde, seara, dimineața și la miaz, ca să se roage lui Dumnezeu, să umple cu ceva timpul. Omul ăsta era ocupat. Vă întreb, recunoașteți că aceste discipline erau incluse în programul lui personal? Chiar vă întreb, dumneavoastră când vă rugați? Când postiți? E, un, e, e practic asta sau sunt disciplinele astea spirituale puse în programul nostru, frații mei? Sau nu sunt puse? Sau dacă mai rămâne timp? Sau dacă ne ia așa un dor de rugăciune? Și cum nu ne ia foarte des, nici rugăciunea nu e foarte deasă, nu? Despre Domnul Iisus Hristos zice Sfânta Scriptură, Evanghelistul, Matei, Marcu la capitolul 1, că dimineața pe când era în întuneric, Domnul s-a dus într-un loc pustiu să se roage. Sau altă dată s-a dus tot așa în loc pustiu sau la munte și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Frații mei, e, e serioasă treaba asta. Nu ne rugăm așa când avem probleme doar. Nu atunci stăm înaintea lui Dumnezeu. Disciplinele spirituale le punem în programul nostru. Credeți că ar trebui să recuperăm ceva în acest domeniu? Ar trebui, frații mei. Nu avem vreme, zicem noi. Ba avem. Așa cum știm să ne facem program pentru toate celelalte. Cum știm să ne facem program să mâncăm și să dormim cât dormim? Nu uitați! Trebuie să ne facem timp, să punem în programul nostru timp pentru disciplinele spirituale. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă comuniune cu Dumnezeu. S-ar putea ca de foarte multe ori când stăm la rugăciune, sau când postim, sau când facem altceva din domeniul acesta, să avem impresia că suntem noi singuri, vorbim de unii singuri. Nu, nu, frații mei! Suntem în comuniune cu Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu din cer vine să ne întărească inima, frații mei. În psalmul 10 spune psalmistul ceva spre sfârșit, așa mi se pare versetul 17. Tu auzi rugăciunea celor care sufăr. Le întărești inima. Îți pleci urechea spre ei. Tu auzi rugăciunea celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei. Frații mei, ați simțit că se întâmplă minune asta atunci când vă rugați serios înaintea lui Dumnezeu? Că nu suntem singuri la rugăciune, că nu vorbim singuri ca oameni fără minte, noi vorbim cu Dumnezeul nostru care este în ceruri. Și Dumnezeul acesta ne aude, Dumnezeul acesta ne întărește inima, ne revigorează din punct de vedere spiritual. Am auzit pe cineva spunând despre faptul că undeva în America de Sud și în Asia este un fel de păianjen care trăiește undeva în apă într-o bulă de aer. Acolo își depune ouăle, acolo scoate pui. Din când în când păianjenul ăsta iese la suprafață, adună un fel de bule de aer pe picioarele lui și se coboară înapoi, intră în bulă asta și reface, împrospătează aerul de acolo. M-ați înțeles? E o minune, nu știu cum se întâmplă asta. Ei, ce se întâmplă de fapt cu păianjenul ăsta? Păianjenul acesta trăiește acolo jos, prin ceia de undeva de sus, de la suprafață. Așa trăiește acolo jos. Cum credeți dumneavoastră că trăim noi aici jos, dacă nu luăm ceva de sus de la Dumnezeu? Cum credeți asta, frații mei? Și iar insist, de ce să vină criza peste noi? De ce să vină necazul? De ce să bată vânturile? Și de-abia atunci să începem să strigăm la Dumnezeu rugăciunea crizelor noastre, când ar trebui în fiecare zi, dragii mei, să avem în programul nostru personal pus timp pentru Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să te scol mai repede, sau să te culci mai târziu, sau să iei din nu știu ce program, din alt program. Ești în comuniune cu Dumnezeu. Sunt în comuniune cu Dumnezeu. Deci, în primul rând, disciplinele astea spirituale trebuie prinse în programul personal. Și, frații mei, câți de aici vă hotărâți sau ne hotărâm astăzi să ne prindem în programul personal disciplinele spirituale? Că asta vrea Dumnezeu. În al doilea rând, Disciplinile astea spirituale trebuie să aibă o bază spirituală. Când ne rugăm, dragii mei, bună oară în vremea asta, sau când postim, de ce o facem? care e motivul pentru care facem? Știți că unii se roagă și postesc pentru că așa e tradiția lor? Știți asta? Ați văzut oameni care trec pe lângă o biserică Oameni care sunt și ei creștini, nu trec pe lângă o biserică fără să facă un anumit semn sau să spună două, trei vorbe. Așa e obiceiul. Sau să spună un anumit fel de rugăciune. Noi când ne rugăm, dragii mei, când postim înaintea lui Dumnezeu, o facem în virtutea obiceiului nostru sau e altceva care ne motivează? care e baza rugăciunilor noastre sau disciplinilor noastre spirituale? Care este, frații mei? Ascultați ce spune e, Domnul Iisus Hristos aici. Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Până la urmă, disciplinele astea spirituale, dragii mei, sunt expresia a ceva ce este înăuntru nostru. A unei neprihăniri. Nu disciplinele astea mă fac pe mine neprihănit. Că dacă unul se roagă de 20 de ori într-o zi și altul de 4 ori, unul e mai neprină decât celălalt. Nu ele mă fac neprihănit, dar sunt expresia unei neprihăniri interioare pe care mă dă Dumnezeu în Hristos Isus. Și rugăciunea și postul și citirea cuvântului și milostenia sunt expresia exterioară a unei stări interioare. Și vă întreb, asta se întâmplă cu noi? de fiecare dată când mă rog, când postesc, de fiecare dată când citesc cuvântul lui Dumnezeu, e din cauza unei stări interioare sau pentru că așa este obiceiul? Trebuie baza disciplinilor spirituale să fie această stare interioară și o relație cu Dumnezeu din cer. De câteva ori în textul acesta zice așa, Tatăl tău, care este în ceruri. Tatăl tău care este în ceruri. Și vă întreb, dragii mei, Dumnezeul ăsta care este în ceruri, este Tatăl meu, Tatăl dumneavoastră? Este? Dar de unde știți asta? Tatăl tău care este în ceruri, Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Tatăl tău care vede în ascuns că postești, îți va răsplăti. Că te rogi, îți va răsplăti. Tatăl tău, de unde știu că e tatăl meu? Am o relație cu el? Sau n-am relație cu el? Făți mei, relația asta fiu-tată sau fică-tată nu este una presupusă. Bă, nu e tatăl meu. Așa m-a învățat mama de când era mic să spun, tatăl nostru care ești în cerul Și am crescut cu ideologia asta, cu, cu învățătura asta și zic automat tatăl meu care ești în cerul sau tatăl nostru care este în ceruri. Relația asta nu e una presupusă, frații mei. Relația asta dintre mine și Dumnezeu trebuie să fie una confirmată, să fiu sigur. Și poate puneți întrebarea, bine, cine confirmă asta? Că e tatăl meu și eu sunt copilul lui. Cine? Oameni buni care sunteți în dimineața asta în casa lui Dumnezeu, aveți această confirmare că Dumnezeu e tată? Frații mei, trebuie! Și atunci stau înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea mea și cu postul meu și cu milostenia mea și cu meditarea la cuvântul lui Dumnezeu, cu citirea cuvântului, cu toate. Stau înaintea lui Dumnezeu ca înaintea tatălui meu din ceruri, că s-a confirmat că sunt a lui. Vă întreb, Domnul Iisus Hristos sau haide să vă spun omul Iisus Hristos, a avut această confirmare că este Fiul lui Dumnezeu? A avut? cum? Cam așa trebuie să se întâmple cu mine și cu dumneavoastră. Într-o zi, Tatăl din ceruri a făcut această declarație despre el și a zis Acesta este fiul meu prea iubit. Bine, ziceți noastră, asta s-a întâmplat cu el, dar s-a mai întâmplat cu cineva. Frații mei, s-a mai întâmplat ca Dumnezeu din cer să declare despre altcineva că este copilul lui Dumnezeu. Sigur. Când apostolul Petru a intrat în casa lui Corneliu, a făcut-o codindu-se la început, că nu s-a dus niciodată la un neevreu în casă, s-a întors înapoi și a fost tras la răspundere. Cum a încălcat el legea asta? Știți ce a zis Petru către conducerea bisericii de acolo? Dumnezeu a mărturisit despre ei. A declarat despre ei. Dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. N-a strigat Dumnezeu din cer doar despre Fiul să confirme că e Fiul lui Dumnezeu despre Domnul Isus Hristos. Dragii mei, declară despre El, confirmă despre noi dându-ne Duhul Său cel Sfânt. Amen. Și vă întreb, am această confirmare? Avem? Sau avem nevoie de această confirmare, frații mei? Că toată lumea, cel puțin în această parte de lume, zice că e creștină. Întrebarea este, E confirmată relația asta între mine și tată din, tatăl din, cerul. Să pot să-i spun, tatăl meu, și pe această bază să-mi exercit sau să-mi practic discipline spirituale, tatăl meu din ceruri, ca a confirmat despre mine. Dar mai este o confirmare. Știți, a venit diavolul la Domnul Iisus Hristos și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pâinilor. Trebuie să se facă pâine. Sau aruncă-te jos. Sau închină-te mie și îți dau toată lumea asta. Și a zis: Domnul Iisus Hristos, este scris. Este scris. Este scris. Și confirmarea că sunt Fiul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu este să fac ce zici tu. Diavole. Ce este să fac ce este scris. Asta e confirmarea. Credeți că pentru noi trebuie să existe confirmarea asta, frații mei, să facem ceea ce este scris? Dacă suntem fiul lui Dumnezeu, vorbirea asta lui Dumnezeu nu-i dragă, e vorbirea Tatălui nostru. E cuvântul Tatălui nostru din ceruri pe care ne silim să-L respectăm, să-L împlinim, să facem voia Lui, că e voia Tatălui nostru din ceruri. E confirmarea că există această relație între noi, fiu și tată. Deci în al doilea rând, trebuie disciplinele spirituale să aibă o bază spirituală. Această neprihănire lăuntrică decretată de Dumnezeu și această relație între mine și Dumnezeu, relație de tată și spun, tatăl meu care ești în ceruri. În al rând, disciplinele spirituale trebuie practicate discret. Spune Sfânta Scriptură aici, haideți să vă citesc. Nu suna cu trâmbița înaintea ta. Nu fiți ca fățanicii cărora le place să se roage în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor. Când postiți, nu aveți o înfățișare posomorâtă. Știți ce vrea să spună Domnul Isus Hristos aici? Când practicați disciplinele spirituale, fiți discreți. Nu faceți paradă de ele. Nu încercați să credeți că vă câștigați merite personale. Nici înaintea oamenilor, nici înaintea lui Dumnezeu. Faptul că cineva postește, se roagă, nu mă refer acum la rugăciunea publică sau la postul cu biserica, mă refer la disciplinele personale. Faptul că cineva se roagă are timp special de rugăciune. Faptul că cineva postește, faptul că cineva face milostenie, citește în Biblie, nu face paradă cu ele. Că nu-ți câștigi merite. Zicea fariseul care s-a dus la templu, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Dumnezeule, înaintea ta am niște merite speciale. Postesc de două ori pe săptămână. Fac milostenie. Dau zecioală. Adică am merite speciale. Și a zis Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că nu asta s-a întors acasă neprionit. Nu fă paradă. Când practici disciplinele spirituale, fi discret. Și pentru ca să fii discret, s-ar putea ca uneori să trebuiască să nu areți lucrul acesta. Adică fața posomorâtă. Să nu spui despre asta. Să te lauzi cu asta. Ba ar trebui, ar trebui uneori, dragii mei, și foarte adesea, ca să, ca să fie discrete disciplina asta spirituale, să te retragi. Unde? Într-un loc special. Aici zice, dăița ta. dăița ta. Ca să practici discipline spirituale, trebuie să te retragi uneori în dăița ta. Și vă spuneam ceva mai întâi despre Daniel. Unde s-a dus Daniel atunci când a continuat viața lui ca și mai înainte, rugându-se și rugându se lui Dumnezeu? În odaia lui. Avea o odaie a lui unde se retrăgea. Vă întreb, dumneavoastră aveți un colțișor al dumneavoastră? Am citit despre, în capitolul 10 din Faptele Apostolului, despre Apostolul Petru, că într-o zi s-a dus pe acoperiș să se roage. Acum, acoperișurile nu sunt ca la noi acolo. Deci sunt plate și tocmai pentru ca să fie un loc de refugiu te poți duce acolo. Și omul acesta găzduia undeva, la ceasul al șaselea din zi, omul acesta s-a urcat pe acoperiș să aibă un timp de rugăciune. S-a retras undeva, își exercita discipline spirituale, retras. Nu făcea paradă de asta? Vă spun despre Domnul Iisus Hristos. Avea lângă el, lângă el mulțimile. Și din când în când Domnul se retrăgea în pustiu, în grădina Ghețiman, chiar când a luat cu el în noaptea aceea pe cei trei, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că i-a lăsat aici și a zis, rămâneți aici. Și el s-a dus mai încolo, s-a retras mai încolo, pentru că discreția aceasta uneori îți cere să te retragi. Credeți, frații mei, că ar trebui să facem ceva schimbări în domeniul acesta? să avem un loc unde să ne retragem. Chiar dacă suntem zece într-o casă, există loc unde să te retragi. Știu pe cineva, un păstor care locuia la țară, a trecut la cele veșnice. Locuia la țară. Locul lui unde se retrăgea era grajdul cu animale. Acolo se retrăgea. Se scula dis de dimineață, ieșea să îi cu animalele și avea timp acolo îndelungat când între animale se închina lui Dumnezeu. Își practica discipline spirituale. Dragii mei, există loc. Voință trebuie să le exercităm așa cum ne învață Scriptura, retăgându-ne, fiind discreți, având un timp al nostru. Pentru că asta vrea Dumnezeu, așa ne învață Scriptura. În cuie, ușa după tine. Intră în odăița ta, în cămăruța ta și încuie ușa după tine. Și încă un gând foarte scurt, dar mei, și apoi trecem la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. La patrulea rând. Practicarea disciplinelor spirituale trebuie să urmărească rezultate. Noi nu ne rugăm de dragul de a ne ruga doar. Nu postim de dragul de a posti. Urmărim rezultate, frațime. mei. Chiar dacă rezultatele acestea înseamnă, cum spunea cea mai înainte, comuniune cu Dumnezeu, înseamnă întărirea inimii noastre, înseamnă uh, o cercetare specială de la Dumnezeu, alteori să lucrezi Dumnezeu de într-un anume fel. Urmărim rezultate. Și vreau să vă spun că unele rezultate ar trebui să aibă loc chiar în momentul în care ne rugăm lui Dumnezeu. Experiențe uluitoare cu Dumnezeu! Chiar în momentul în care ne rugăm Lui Dumnezeu, și poate că v-am mai spus în locul acesta, spune Sfânta Scriptură că în timp ce se ruga, Duhul Sfânt Lui Dumnezeu a venit peste Domnul Iisus Hristos. Așa spune Evanghelistul Luca. În timp ce se ruga, este mai poate petrece asta acum? De ce nu se întâmplă? Credeți că ar trebui să recuperăm aceste discipline spirituale ca să se întâmple? Sau în timp ce se ruga, spune, spune evangheliștii, dintr-o dată s-a schimbat la față, în timp ce se ruga. Este asta o experiență uluitoare? Să vă spunem ceva mai înainte despre, despre Petru. Spune Sfânta Scriptură acolo că s-a dus pe acoperiș, era ceasul la șaselea, în timp ce se ruga, știți ce spune mai departe? A căzut într-o răpire Sufletească. Se mai poate asta? Să cazi într-o răpire sufletească și să ai descoperire de la Dumnezeu. Să vorbească Dumnezeu. Să-ți clarifice Dumnezeu niște lucruri care sunt încurcate în mintea ta. Că tare încurcat era, încurcat era planul ăsta de mântuire a lui Dumnezeu cu prilea neamur în mintea lui Petru. Și a trebuit să vină descoperirea dumnezeiască în momentul rugăciunii, să-i spună să nu numesc purcat cea a curățit Dumnezeu, nu? Să-i limpezească Dumnezeu mintea. Crezi că ar trebui să cădem așa într-o cercetare de la Dumnezeu la rugăciune, să ne limpezească Dumnezeu mintea? Deci, unele rezultate ar trebui să fie în timp ce practicăm discipline spirituale. Dar s-ar putea ca răspunsul să nu vină, atunci să vină mai încolo. Asta e treaba lui Dumnezeu. Știți, când sutașul acela Corneliu se ruga lui Dumnezeu, era pe la ceasul al 9-lea într-o zi, a venit un înger, știți ce mesaj a adus îngerul acela din cel de la Dumnezeu? Rugăciunile și milostenile tale au ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de cea de ieri, de cea de altăieri, de cea de anul trecut. Dumnezeu a stat. Și tu, o lună, două, poate un an, poate doi, te-ai tot rugat, ai tot postit și ai făcut milostenie. Și într-o zi Dumnezeu și aduce aminte și dă răspuns. S-ar putea să fie cineva aici care de ani de zile se roagă. Postește. Meditează la cuvânt. Citește cuvântul. Face milostenie. Și cerul parcă este de fier, pământul de aramă, Totul e închis. Dragii mei, disciplinele spirituale trebuie să țintească spre un răspuns de la Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu? Și vă asigur că dacă ele sunt făcute după Scripturi, așa cum învățăm și încercăm să recuperăm acum, într-o zi Dumnezeu va răspunde. Nu știu cum. Au fost situații în care oameni care au practicat discipline spirituale și s-au rugat lui Dumnezeu, au plecat din lumea aceasta. După ce au plecat, Dumnezeu a răspuns. Așa vreau Dumnezeu. Dar a răspuns. Să viți să fie numele Domnului. Amen. Deci, mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi. Și în perioada aceasta, în mod special, așa cum spuneam, nu doar să vorbim despre ceea ce am pierdut din aceste valori, ci să le recuperăm. Dacă astăzi Dumnezeu a pus înaintea noastră ceva despre aceste discipline spirituale, rugăciune, post, citirea cuvântului, meditare la cuvânt, milostenie, slujire dacă vreți, altele, să începem să le prindem în programul nostru personal. Dacă nu le vom prinde în programul personal, nu vom avea niciodată timp pentru ele. Să începem, dragii mei, să le aplicăm pe o bază spirituală, nu ca așa iubiceu sau ca așa să a strigat de la un von că avem post și rugăciune, nu. E înăuntru meu neprionirea pe care mi-o dă Dumnezeu și e înăuntru meu relația mea cu Tatăl din ceruri fără de care nu pot să trăiesc. Stau înaintea lui că e tatăl meu, cu el vorbesc. Nu postez să mă vadă oamenii, postez înaintea tatălui din cerul. Și mă rog înaintea tatălui din cerul. Și într-o zi tatăl din cer va răsplăti și va răspunde. Amin.